Doamne ajută-le, Viorică! Sănătate! Te-ai apucat de lucru? M-am apucat, că am uical și nu cred, că nu ce stau la război. Dar cum de lucruri la război, la Viorică? Mai bine ca pe câmp, că mical pe câmp. Pentru cine țăș? Care îmi dă comandă. Ei comandă? Eu comandă și fac corp popular. Aici le fac pânză. Ce țăș aici, să le spunem oamenilor? Fac pânză simplă, da. De poli, de spăcel, de zadii. Și care vrea, le fac și cu culoare, numai albă. Da, da, da. De câtă vreme ai stativile astea? Război este țăsut. Cam înțeles că așa se spune aici la Plopiș. În orice caz, războiul, el vechi. Da. De când nu-i făcut? Da. Are sute de ani, cred că. Sute de ani? Da. Scrie pe socală. Acolo, 2000, nu știu că scrie. No, lasă că ne uităm mintea n-ar să vedem. De câtă vreme lucrurile tale la război? Da, de când am fost tânără. De când ai fost tânără? Da. De la cine ai învățat? De la maica, de la surorile mai mari. Și mama dumneitale lucra? Da, da. Da, se făceau toate, și la bărbați, și la femei, tot, război, îmbrăcăminte. Da, da, da. Și tot se făcea și iară fețe de masă, zestre la fețe, se făcea război, epigheau fețe de masă, dosuri. Deci se făcea un război, nu era de cumpărat. Ai pierdut multe zile și nopți lucrând la război? Nu, dacă ai vrut și faci ceva, ai făcut, că dacă ziua ești pe câmp, seara mai faci. Aveai mai de mult vreme omul de la țară ia să lucre și la război, să lucre și la lucrul pământului? Avea că lucra noaptea, iarna, torceau noaptea, după ce era gata de tors, atunci puneau război, fierbea tortul, fierbea torceau și după aceea puneau război. De obicei iarna să lucra la război. Da, iarna, iarna mai bună. Iarna să lucra, că vara era pe câmp. Seceri, la sapă, nu ierbicii de nici. Numai sapa era ierbicii. Da, da, da. Și acum l-am pus că mai șed pe casă cu nepoță și atunci când mai... Câți ani ai, la Viorică? Câți ani ai? 63. Da. Și nu te leși? Poftim? Nu te leși de lucru. Da, bun, nu mă las, dar nu mai trece vreme. Trebuie singură. Dacă stau la televizor, mă doare capul, dar așa ce nu mă doare, că trebuie și fiu atent aici și nu rup firile. Te mai liniștești. Da. Văd că aici ai în două oițe războiul ăsta. Da, aici stă acum, da, în două oițe, că pânza așa se făcea în două oițe și sarcii se făceau în patru, lipigheaolii se făceau în patru. Erau fețe de masă care, cum zicem noi în coscă, iar în patru sau în cinciți sau în triiți. Erau cincițe sau trei, da, sau patru, care mai multe modele. Voi arăta dacă vreau să vedeți. Ne uităm, sigur că da. Da, câine pe-ai țăsut? Câine pe-ai țăsut? Câine, da, sigur. Da. Fețele de masă se făcea mai tare cu suveicati sau cândva se făcea numai de câine pe. Știi, să și urzea câine pe. Dar nu erau, nu, când erau părinții mei, că eu n-am apucat bumbac, nu, dar puneau și câine pe. Acum iară nu-i voie și punem câine pe. Nu-i voie, îi drog câine pe. Asta e, aud, că-i drog. Când s-a semănat ultima dată câine pe aici? Îți aduci aminte? Da, păi, cred că până 80, 78, 79, cam până 82, 83 s-a pus in și tot pe min. Era la colectiv in. Și culegeam, făceam așa ca câinepa și băgam la întopilă și ieșea fuior fain și dânghir. Era alb? Da, da. Și s-a amestecat cu șirul de câinepă, nu? Nu, rățăsut, nu, 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 singur cu bumbac. Singur cu bumbac, da, am da, înțeles. Da. Da, era frumos, ieșea fain fir și dânghină. Da, câinepa cândva era la toată casa câinepă. Era topilă, mereu acolo o băga la topit. Unde era topila? Topila era acolo mai din sus de sat.
Și acolo avea loc. Și aici cu să merg către nușvalul, și aici era topilă și acolo să băga. Mm-hmm. După aceea mereu și-o spălau, după ce era topită. Mai vine Valea Mare câteodată și ți-o duce cu totul, rămâne fără cânepă. Era un pic de lucru cu cânepa? Era, că prima dată seamănă, după aceea trebuia și cu de ea că ți-o mânca pasările până răsărea. Și apoi după aceea era și de iarnă și de vară cânepă. Prima dată culegea cea de vară și cea de iarnă se lăsa ca așa să mânță palta, să coc. De iarnă sau de toamnă? De iarnă. De așa iarnă. Ziceam noi. Cânepa de vară și cânepa de iarnă. Mm-hmm. Și apoi acel lăsai sau erau halduri acei. Erau chiar pentru sămânță. Așa e pan. Să ținea sămânța de la an la an. Da, să, și să făcea bot, să ținea câteva zile ca și să moi un pic și nu fie așa verde. După ce aduce la topilă. Să tăiau rădăcinile de la și vârful și rădăcinile. Să smulge sau să te cu... Să smulge și după ce era legată cu legătoare, atunci să tăia rădăcina de la cânepă și să ducea la topilă. Să punea pe pământ, mai zice jip, dar asta cum zicem noi, și să topea. Stătea două săptămâni, trei săptămâni, depinde cum era. Și atunci să scotea, să pune pe car și la vali cu el, la spălat. Da, da, da. Era multă cânepă sămânată până sat? Era foarte. Era. Cam câte ari sămâna lumea? Sau nu știu, o familie, de exemplu? Ce știu zic? 50, depinde de familie. Dacă era mai mare familie, se punea mai mult. Dacă era mai mică, se punea mai puțin. Dar era la toată casa și toate gardurile la închinsă cânepa. S-au dus vremurile alea, Viorica. Da. S-a uscat, să melița, să trăjea cu, la grebă, după aceea la tors și la fier. Să surta și lucrată, da, sigur că da. Da, da. Orice caz, multe etape avea și ea. Războiul de țăsut, mai are lumea pe aici? Prea puțin. Prea puțin. Da, și dacă au, nu mai pun. Nu mai pun, nu, aștia care sunt mai tineri, nu știu, că și acei trebuie și urzești, trebuie și sfatiții, și urzești întâi, după aceea și-l pui, și ai spată, și ai iți, și ai... Na. Povestea mai devreme că dumneata ai o fată, dumneai știe, lucra la stative, la război. Țese, da, și... Țese, ai învățat-o. Și e pot ala mai mare. Zău? Da, sigur. Uh-huh. Și el, țese, da, și în pat, în... Da, o iti, tot sunt. Și jinele, și fata, și tot. Tot, nu, în tale mai greu, dar în patru mai complicat. Da. Da. Aici ale Viorică, portul popular să mai păstrează? De sărbători. De sărbători, da. Să mă îmbracă lumea în costum acum popular? Acum mai tare, de-o câțiva ani, s-o băga iară pe port. Cândva da. Nu. A fost perioada aceea și după aia au venit aștia mai. Dar cum de s-o apucat iară să-l poarte? S-a apucat că, nu știu, de loc. Ce i-a motivat pe oameni? Cred că vin toate vremurile cum au fost cândva. Credeți că se întoarnă vremurile? Da, s-a dat pământul cum era cândva, acum, și cred că vine toate la cum au fost cândva. Nu știu, dar acum sunt mai multe și nu, de Pac, de Sfântă Mărie, de Crăciun, de Băbochează, sunt la biserică, sunt la... Oare ne-ai putea descrie o țără război ăsta e țăsut, din ce-i compus? Da, păi îi cam de lemn, de gorum, de fac să face. De esență tare. Da, esență tare. Aștia îs tălpile, mm-hmm. Tălpile, sulu, bărbătuș, da. Suveică, țebe, muierușcă, aștia sunt brâgli. Brâgle. Da, mm-hmm. Aștia. Aici, ița acolo, spata, da. De care tragi. Da.
și Corea Sulu. În spate Sulu pântă, unde se întinde Chiara. Cu vărgelele, sunt balești. Și fuștiei. Fuștiei au rolul că țâmni rostul la fire. Da, da, da. Cartel nu. Aici nu se... Da, urzoaie dumneata le ai? Am. Ai urzoaie. Am, da. Am și urzoi. Și urzoi și de peneai și socală și de toate care se trebuie. Ce trebuie pentru... Mi-au făcut și lovginierile aici și poți urzaci. Am avut în casă la înțopat și am l-o făcut aici. Dumneatale, cum de nu ai tăiat războiul de țăsut? Că povesteam pe câteva sate zilele trecute, face, domnișor, tate, le-am tăiat de foc. Nu le-am tăiat, că mie ținut. Mi-a fost drag. S-a fost drag? Da, mi-a fost drag și eu l-am pus acolo în pot și am când mi-a turnat și pui, l-am avut acolo și de peneale am acolo și tăi. Da, da, da. Ce să se mută? Păcașile tale. Că nu știu cine le mai face. Ai că face, poate că face, cum mai zice, dar bătrânii care au făcut, au plecat. Și, nu, îi război tare, îi război bun. Apoi, pentru că îl tie și faci odată foc cu el, ce rost are. Da, îi dă mult că ia, că uite aici se vede cum se pune lampa și... Și încă e arsa, ce ca și vezi când... Exact lucrai. Asta am vrut să te întreb, dacă ai lucrat și la lampă. Da, aici o puneam în pipă, ca să ai pipa de la război. Și să vedea la țăsut? Să vedea, ce? Am unul la țăsut, când alegem, poi arăta cum să alege. Da, da, da. Și apoi trebuie și fie mai aproape. Sau poate erau copii și nu le faci, fie lumina, ți-o puneai aici și tu țeseai și îi dormeau. Nu le bată, uite. Cu vederea cum stai? Bine. No, bine. L-a ales, îmi trebuie ochelari, mi s-a cedat la țăsun. Sau când bag în, aici în spate mai... Da, da, da. Dar asta nu-i rău, dar fie rău dată. Hei, Leviorică, eu te lăs să-ți gați aici de țăsut pânza. Îți mulțumesc că te-ai oprit cu noi o țară în Povești. Arcă. Și înainte să opresc filmarea, aș vrea să le transmit un mesaj oamenilor. Îi îndemn ca să țină la tradiția noastră românească? Îi îndemn și țâie și țasă că pânza e pânza. Tă zice, oh, că e scumpă, e scumpă, dar tu stai, nu tăci prinzările din piață, că numai prinzările, nu s-a altceva. Dar zice că mine, da, e scump, dar e scump, dar câte proceduri au fost până o ai pus pe tine? Da, mult muncă îi până o vezi pusă pe tine. E multă, cum mai zice. Dacă ar veni niște domni sau eu știu niște tineri ca să înveți să lucre la război, i-ai învăța? I-aș învăța că repede și învăță, că și am ei nepoți și știu țesi și fac țev și da până. Una, două, să învață. Numai și vie. Numai să vie. Numai și vie. Sănătate multă și spor aici la lucru. La fel. Doamne ajută și mulțumim de primire. Sănătate. Oricând.